La urmă, cu amândoi există o relație, trebuie să fie o reacție transparentă. Copilul trebuie să aibă mare încredere în medicul care îl vede, la fel și părintele. Care este abordarea mea? În primul rând, vorbesc cu copilul, îi spun despre ce este vorba, îl fac să se simtă în regulă la noi, să nu se sperie, discut cu el, după care îi explic părintelui. Îl rog să mă întrebe dacă e ceva ce n-a înțeles. Întotdeauna este o relație, trebuie să fie cât mai transparente, cât mai pe înțelesul părintelui, să înțeleagă. Eu de obicei rog să mă întrebe dacă este o chestie care n-au înțeles. Le arăt în gurița copilului despre ce este vorba, tocmai să înțeleagă cât mai bine. Să vadă ce îi se face copilului, de ce trebuie făcută acea procedură. Copilului se explică înainte, după care vine și părintele. E gen dialogul ăla, uite, acum hai să-i arătăm și lui mami, să vedem despre ce este vorba. Și cooperează foarte bine și părinții și copiii. Deci reacționează foarte bine la genul ăsta de abordare.